Vasile Milea, unul din personajele centrale ale Revoluției Române din 1989, este un personaj care merită o atenție deosebită. De aceea o să vă propun să ne uităm pe toată biografia sa. Este născut în 1927 la Lărești, în județul Mușcel. A decedat pe 22 decembrie 1989 la București, în circumstanțe încă neclare. S-a spus că a fost o sinucidere, dar și că a fost un asasinat din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. Vasile Milea a început școala militară de ofițer de infanterie în 1947 și a terminat-o în 1949, calificativul bine. Apoi a mers la Facultatea de Tancuri Blindate și Mecanizate din cadrul Academiei Generale din București, unde a terminat ca șef de promoție în 1952. A făcut și un curs post-academic superior între 63 și 64. Urcă destul de rapid în cadrul armatei, fiind numit în funcție de conducere, ajungând chiar comandant al regimentului 18 tancuri în 1953 până în 56, șef de stat major 56-57 și comandant al diviziei 9 mecanizate Mărășești până în 1958, fiind înaintat până la gradul de locotenent colonel în noiembrie 1956. Vasile Milea, pe vremea când era major, în 1955, a depus o cerere de intrare în Partidul Muncitoresc Român pentru că și-a dat seama de țelul și scopul măreț pe care urmărește să-l înfăptuiască în patria noastră acest partid. A fost admis în partid ca membru în 1957, însă cariera sa putea să se sfârșească în 1958, când un control financiar intern a descoperit o pagubă de peste 700.000 de lei, iar locotenent colonelul Milea a fost destituit de la comanda diviziei 9 mecanizate Mărășești. Ca atare, în 1958 a fost exclus din partid. Este mutat de la comanda unităților militare și trecut în învățământ militar și apoi, ca urmare a eforturilor deosebite pe care le-a făcut, în 1960, și după 2 ani, Comisia de Partid de pe lângă Direcția Superioară Politică a Armatei a luat decizia de ridicare a sancțiunii și reîncadrarea lui în rândul membrilor de partid. A fost avansat la gradul de colonel în 1962. Se pare că în acest an, 1962, are loc prima întâlnire între el și Nicolae Ceaușescu. Constantin Olteanu, fostul ministru al Apărării Naționale, povestește că Nicolae Ceaușescu avea o datorie mai veche față de Vasile Milea din 1962, când împreună ar fi pus capăt unei răscoale țărănești din regiunea Olt. Odată cu venirea lui Ceaușescu la putere, Vasile Milea începe să urce în ierarhia militară. Devine șef de stat major al diviziei 6 tancuri, comandant al armatei a 3-a, armata cantonată la Cluj, șeful statului major al gărzilor patriotice din 73 până în 78 și apoi comandant al armatei a 2-a din garnizoana București 1968-1980. Armata 1-a o conduce pentru puțină vreme în 1980. În toată această perioadă este înaintat la gradele de general locotenent și general colonel în mai 1977. În paralel cu activitatea militară, Vasile Milea va desfășura și o activitate politică intensă. El a fost ales în 1974 ca membru supleant al CCE al PCR și membru titular al CCE al PCR în 1978. Evenimentele de la Timișoara l-au pus în primul conflict major cu Nicolae Ceaușescu. Astfel, în celebra ședință CPX din 17 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu l-a acuzat pe Vasile Milea, alături de Tudor Postelnicu și Iulian Vlad, de trădare, lașitate și nerespectarea ordinelor. Ca urmare, în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, Vasile Milea a comandat personal acțiunile militare de reprimare a protestelor din piața Universității. Cu toate acestea, în dimineața zilei de 22 decembrie 1989, în jurul orei 9:30, după o întâlnire cu Nicolae Ceaușescu, Vasile Milea s-a sinucis în sediul Comitetului Central al PCR, împușcându-se cu un pistol în zona inimii. Decesul a intervenit câteva ore mai târziu la spitalul Elias. De ce a făcut Vasile Milea acest gest? Este încă un mister. Oricum, moartea sa l-a înfuriat pe Nicolae Ceaușescu, acesta numindu-l trădător, deși ar generalul dăduse ordin ca armata să iasă în apărarea regimului comunist. La ora 10:45, posturile de radio și televiziune, în ziua de 22 decembrie, au transmis următorul comunicat. Vă informăm că ministrul Forțelor Armate
acționa ca un trădător împotriva independenței și suveranității României și dându-și seama că este descoperit, s-a sinucis. Vasile Milea a fost avansat post-mortem la gradul de general de armată printr-un decret semnat de Ion Iliescu în 28 decembrie 1989. Așa cum spune și istoricul Alex Mihai Stoienescu, autorul unui volum impresionant dedicat istoriei loviturilor de stat în România și, bineînțeles, cele din decembrie 1989, asupra personalității lui Vasile Milea s-a dat tot timpul o bătălie emoțională, complet lipsită de argumente logice sau documente. Pe de-o parte, sinuciderea lui a fost exploată de armată pentru a acredita conflictul între instituție și Ceaușescu, conflict care, în opinia lui Stoienescu, n-a existat și este o invenție. Pe de altă parte, un număr de revoluționari, toți de la Timișoara, îl acuză de crime împotriva umanității. Punct. În realitate, spune istoricul Alex Mihai Stoienescu, generalul Vasile Milea este al doilea personaj după Nicolae Ceaușescu vinovat de crime în formă calificată. Dacă ar fi trebuit să fie cineva executat lângă soții Ceaușescu, acesta era generalul Vasile Milea. Cazul său este însă extrem de complicat, coborând cu problematica până în adâncurile analizei psihologice. De ce spune Alex Mihai Stoienescu acest lucru? Pentru că, așa cum v-am mai arătat, Vasile Milea a avut o relație extrem de apropiată cu Nicolae Ceaușescu. Cei care l-au cunoscut spun chiar că Nicolae Ceaușescu era un idol pentru Vasile Milea, pentru că era cel care îl propusase în permanență și care îi conturase cariera militară până la cel mai înalt nivel. Și Ceaușescu avea o sensibilitate amicală față de Milea. Și lucrurile coborau, așa cum v-am arătat la începutul materialului, în istorie. Toate aceste lucruri, în mod normal, au declanșat un conflict greu de rezolvat în sufletul generalului Milea. Fostul șef al securității, Iulian Vlad, povestește că noaptea de 21 spre 22 decembrie i-a propus lui Vasile Milea ca împreună cu securitatea să dea o lovitură și să-l aresteze pe Ceaușescu. Acesta a refuzat. Puneți în balanță toate aceste elemente atunci când judecați ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989. Iulian Vlad a fost un general colonel român, ministru secretar de stat la Ministerul de Interne și șef al Departamentului Securității Statului din octombrie 1987 până în data de 6 ianuarie 1990. Un personaj cu valență istorică care a marcat Revoluția din 1989 într-un mod în care puțin români s-ar fi așteptat. Dar haideți să vedem mai întâi biografia generalului Iulian Vlad. Acesta a devenit membru al Partidului Comunist din anul 1946 și a fost deputat în Marea Adunare Națională din 1985 până în 1989. Între anii 1948 și 1951 a avut activitate didactică după ce a absolvit Liceul Gheorghe Chițu din Craiova și Institutul Pedagogic din București. A făcut și școala de cadre a CCA-UTC și Facultatea de Drept a Universității din București. După ce a absolvit școala militară de ofițeri cu grad de locotenent în 1952, a lucrat în Ministerul de Interne ca specialist în învățământul militar, urcând toate treptele ierarhiei militare, de la șef de birou până când a ajuns șef al Departamentului Securității Statului. Între 1974 și 1977 a fost comandantul școlii militare de ofițeri a Ministerului de Interne, până în 1984 a fost secretar de stat, între 1984 și 1987 fiind și adjunct al Ministrului de Interne. Așa cum vă spuneam, din 1987 devine ministru secretar de stat la Ministerul de Interne și șef al Departamentului Securității Statului. În 31 decembrie 1989 a fost arestat și judecat în procesul CPX. A fost condamnat la 25 de ani de închisoare, o sentință extrem de controversată, iar după 4 ani de închisoare a fost grațiat. A decedat în data de 30 septembrie 2017. Generalul Iulian Vlad avea să joace un rol decisiv în 1989. Acum deja este o certitudine faptul că avea informații certe și vitale pentru Ceaușescu despre cum va evolua situația în Europa răsăritană. Având informații precise că în România urmează o schimbare a puterii prin forță,
Încă din octombrie 1989, generalul Iulian Vlad și-a convocat adjuncții și-a adunat adjuncții și șefii din teritoriu, cărora le-a spus clar: urmează sfârșitul. Aveți grijă de familiile voastre. Informațiile noastre spun că s-au coalizat, s-a elaborat planul și urmează sfârșitul. Ce vă recomandăm? Să rămâneți neutri. Deci nu numai acum, să rămâneți neutri. Misiunea noastră este să procurăm informații și nu altceva. Aceste lucruri, povestite de generalul Neagu Cosma, s-au întâmplat în octombrie 1989. În acest context este lesne de înțeles de ce securitatea a avut armele sigilate în rastel, iar ofițerii au fost trimiși acasă în mijlocul evenimentelor. Generalul Iulian Vlad avea să recunoască ulterior, în fața Comisiei Parlamentare de Anchetă a evenimentelor din decembrie, că împreună cu generalul Ștefan Gușă, șeful Marelui Stat Major al Armatei, a împiedicat o baie de sânge. Cineva din exterior vroia ca armata să se lupte cu securitatea, iar cifra de 60.000 de morți, avansată deja, să devină o realitate. Spunea și generalul Iulian Vlad într-o carte de interviu cu istoricul Alex Mihai Stoenescu: securitatea nu poate fi reabilitată. A fost o instituție de forță a statului român comunist și astfel va rămâne în istorie. Cu toate acestea, în decembrie 1989, lucrurile au luat o turnură care i-a nemulțumit pe mulți. Pe mulți din cei care vreau să vadă România sfâșiată de un război civil. Haideți să vedem ce a făcut generalul Iulian Vlad. În calitate de ministru secretar de stat la Ministerul de Interne și șef al Departamentului Securității Statului, premergător evenimentelor, a interzis uzul de armă de către efectivele Departamentului Securității Statului, iar în dimineața zilei de 22 decembrie a solicitat și Inspectoratului General al Miliției să emită un ordin în acest sens. Și a dezarmat toate forțele luptătoare din subordine, inclusiv deținătorii de armament individual, dispunând securizarea și sigilarea locurilor de păstrare a armamentului și muniției. A interzis, din faza incipientă a evenimentelor, orice fel de intervenție sau prezența securității în mișcările de stradă. Informat fiind de generalul Ștefan Gușă că se află în legătură telefonică cu Ferenc Carpati, ministrul al apărării al Ungariei, apoi cu comandamentul militar unificat al tratatului de la Varșovia, care doresc confirmarea cererii de ajutor militar adresată de factorul politic, a fost categoric împotrivă și a dejucat, așa cum spuneam, provocările și diversiunile prin care se urmărea declanșarea unui război fratricid între armată și securitate. Dacă acest obiectiv intermediar al celor care puseseră la cale evenimentele din decembrie 89 în România ar fi fost realizat, se deschidea, bineînțeles, calea intervenției externe și condițiile izbucnirii unui război civil. Și poate că România n-ar fi alătat astfel. Dar aici a fost ajutat, așa cum vă povesteam înainte, și de un alt general, general-majorul Ștefan Gușă, cel care, în calitate de șef al Marelui Stat Major, a stat alături de Iulian Vlad și s-a opus cu fermitate tuturor tentativelor de dezinformare. Trebuie menționat că războiul informațional crease deja, în câteva ore, o stare de teroare psihică și isterie mediatică, plină de tulburări, incidente și amenințări iminente, toate induse printr-o dezinformare în cascadă și transmise în direct de televiziunea română. Generalul Iulian Vlad, ca și generalul Ștefan Gușă, a dovedit în acele momente o luciditate extraordinară în evaluarea situațiilor conflictuale, iar deciziile luate de comun acord de către cei doi conducători ai securității și ai armatei au dejucat escaladarea mult mai periculoasă a evenimentelor. De ce nu i s-a opus Iulian Vlad lui Nicolae Ceaușescu? În mod cert, Iulian Vlad și-a dat seama că Ceaușescu o luase razna. De altfel, în declarația pe care a făcut-o în fața Comisiei Senatoriale de Anchetă a Evenimentelor din decembrie, Iulian Vlad a povestit cum a încercat împreună cu Vasile Milea, ministru apărării naționale, să producă o schimbare fundamentală. După evenimentele din noaptea de 21 decembrie de la București, în care militarii au tras în populația adunată la Universitate și Intercontinental, generalul Vasile Milea, împreună cu Iulian Vlad, s-au întors în sediu CC-ului, iar acolo generalul Vasile Milea
foarte afectat, a început să plângă, a început să-i spună generalului Iulian Vlad că nu crede că va reuși să treacă peste aceste evenimente, că nu a fost pregătit să treacă prin așa ceva. Atunci Iulian Vlad spune că, într-un fel sau altul, i-a spus că nu pot lăsa lucrurile așa. Securitatea stăpânea lucrurile în sediu, iar armata stăpânea lucrurile afară. Dar el, generalul Vasile Milea, era foarte afectat. În acea seară, i-am propus lui Milea să-l arestăm pe Ceaușescu, a spus Iulian Vlad. Ca ceea ce se întâmplă în țară să se pună capăt, că numai dânsul și cu mine suntem în stare să rezolvăm problema. I-am spus, dumneavoastră aveți forța de afară, iar eu în interior. Mi-a spus, dragul meu, nu pot, nu mai sunt în stare. Au urmat momente dramatice în acele ultime zile din decembrie. Arestarea generalului Iulian Vlad a avut loc în data de 31 decembrie 1989, fiind realizată de către generalul Nicolae Militaru, ajuns ministru apărării naționale, unul dintre protagoniștii unui dosar celebru al UME-0110, unitatea anti-KGB, dosarul Corbi. Generalul Nicolae Militaru fusese documentat de contraspionajul condus de Iulian Vlad ca fiind agent sovietic. De altfel, Nicolae Militaru nu s-a sfiat ca arestarea generalului Iulian Vlad să o privească de la fereastra Ministerului Apărării Naționale împreună cu ambasadorul URSS la București, Evgeni Tiajelnikov, cel care se poate spune că a supervizat acest moment și a privit cu satisfacție momentul escortării și îmbarcării generalului Iulian Vlad într-un transportor blindat, alături de care era parcată limuzina ambasadorului cu drapelul sovietic arborat. Ion Iliescu și rolul pe care l-a jucat în evenimentele din 1989 și în dărâmarea lui Nicolae Ceaușescu. Despre Ion Iliescu se știa foarte bine că este un comunist convins. A intrat în UTC în 1944, în PCR în 1953 și a avansat continuu în carieră, devenind secretar al Comitetului Central al UTC în 56 și membru al Comitetului Central al PCR. A devenit președintele Comitetului de Organizare a Asociațiilor Studențești, ulterior șef de secție la CC al PCR în 65, prim secretar al CC al UTC. Urca în carieră cum nimeni nu mai văzuse. De ce? Era băiatul unui fost ilegalist, Alexandru Iliescu, care murise imediat după 23 august 1944, dar care fusese în pușcărie cu Nicolae Ceaușescu. Iar familia Ceaușescu avusese grijă de Ion Iliescu ca de copilul lor. Așa că nu e de mirare că între 1967 și 1971 ajunge ministru pentru probleme legate de tineret. În 1971, Ceaușescu, în urma unui conflict cu Ion Iliescu și văzându-l ușor cam arogant, l-a marginalizat și i-a luat toate funcțiile politice majore, trimițându-l ca vicepreședinte la Consiliul Județean Timiș, unde a stat până în 1974, apoi l-a avansat ca președinte al Consiliului Județean Iași, 74-1979. În 1979 este recuperat la București, fiind numit președinte al Consiliului Național al Apelor. Cu toate acestea, este eliberat din funcție în 22 noiembrie 1984, din funcția de membru al CC al PCR, fiind numit director al editurii tehnice, un post marginal pe care îl va ocupa până în decembrie 1989. De ce se comporta Ceaușescu așa cu Ion Iliescu? Păi, Ion Iliescu devenise extrem de activ în diverse operațiuni care vizau înlăturarea familiei Ceaușescu de la putere. Astfel, potrivit unor mărturii pe care le găsim în rechizitoriul dosarului Revoluției, Nicolae Militaru, general de armată, povestește cum în toamna lui 1984, în timp ce Ceaușescu trebuia să plece într-o vizită în RFG, era pregătit o lovitură de stat care nu s-a executat pentru că securitatea a luat măsuri de contracarare. Atunci au fost convinși că cineva a trădat. Spune Militaru, în grupul respectiv erau și oameni politici. Grupul era compus din două părți distincte,
civili și militari. În fruntea civililor era Ion Iliescu, iar în fruntea generalilor era generalul de armată Ion Ioniță. Ceaușescu, bineînțeles că știa toate aceste lucruri, pentru că toți erau urmăriți, așa cum am mai arătat, în dosarul Corbi, un dosar inițiat de UME-0110, unitatea anti-KGB, care supraveghea toate mișcările pe care agenții sovieticilor încercau să le întreprindă în România. Această mărturie este completată și de cea a unui membru CFSN, un personaj extrem de interesant, Mihail Montanu, care spune că și el știa că din anul 1985 au existat întâlniri frecvente între Ion Iliescu, Gogu Rădulescu, Ion Rusu, Ion Ioniță, generalul Nicolae Militaru, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Silviu Brucan, Dan Iosif, Cazimir Ionescu, Virgil Măgureanu, generalul Paul Șarpe, Mircea Dinescu, care au început să organizeze nucleul de reflexie și organizarea unei structuri politice, în perspectiva unor schimbări ce aveau să survină în România. Este o mărturie extrem de importantă, pentru că este singurul care leagă toate aceste personaje prin fire care au devenit vizibile abia de la Revoluția din 1989. De altfel, Ion Iliescu era recunoscut inclusiv de Occident ca fiind posibilul succesor al lui Nicolae Ceaușescu. Primele știri încep să apară din 1986. Astfel, în două reviste importante, Time și Der Spiegel, apar articole care îl califică pe Iliescu ca fiind cel care urmează să ia locul lui Nicolae Ceaușescu. De ce s-a întâmplat acest lucru? Păi, venise la putere în URSS ca secretar general al PCUS Mihail Gorbaciov, fostul coleg de facultate al lui Ion Iliescu. Revista Time scria în 28 aprilie 1986: românul Nicolae Ceaușescu, în vârstă de 68 de ani, pare să aibă o sănătate precară, iar Gorbaciov ar putea avea deja un protejat în așteptare. Ar putea fi Ion Iliescu, care ar fi studiat cu liderul sovietic la Moscova. Der Spiegel era mult mai direct. Moscova poate imagina și o soluție diferită și are deja un favorit ca și candidat succesor pentru acest caz. Ion Iliescu, fiul unui ilegalist comunist român, care până în 1971 a fost ministru al tineretului și predecesorul fiului lui Ceaușescu, Nicu Ceaușescu. Acest român, despre care prietenul lui cred că are expertiza tehnică și este marcat de acțiune pragmatică, a studiat la Institutul de Energie din Moscova la mijlocul anilor 50 și ca secretar al studenților români a lucrat îndeaproape cu un rus de aceeași vârstă, care îl considera un om inteligent și lăuda talentul organizatoric. Acest student rus a făcut carieră de atunci și a ajuns astăzi la cea mai înaltă funcție din Uniunea Sovietică. Era vorba, bineînțeles, de Mihail Gorbaciov, secretarul general al PCUS. Ce a făcut Ion Iliescu în acele zile din decembrie? Păi, toate evenimentele l-au surprins într-o poziție de așteptare. Se ducea la servici în mod normal, nu făcea nimic. În ziua în care a avut loc meetingul din piața Palatului, care s-a soldat cu fuga lui Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu se afla la editura tehnică. Precaut, cum îl știm, a dat 5 telefoane de la Casa Scânteii. Acolo era sediul editurii tehnici. Primul a fost la Suzana Gâdea, era ministrul culturii, în jurul orei 13. Apoi a sunat la televiziune, unde a vorbit cu directorul Stanciu, apoi a telefonat la CC, unde a vorbit la cabinetul 1 cu un revoluționar pe nume Luca, a sunat acasă, iar în jurul orei 13 și 40 de minute, a telefonat la Ministerul Apărării și a vorbit cu Victor Atanasie Stănculescu, conducătorul de facto al armatei, pe firul scurt. Imediat după acest moment, Ion Iliescu se prezintă la televiziune, unde ne anunță că dictatorul a fugit. Cum a fost prezentat Ion Iliescu? Păi, Teodor Brateș, un cunoscut agent sovietic care coordona transmisiunile în direct ale TVR, a spus: stimați telespectatori, avem marea bucurie de a găzdui aici în studio pe Ion Iliescu. Domnul Iliescu este fiul unui revoluționar, al unui patriot, el însuși patriot. Adică Ion Iliescu era fiul lui Alexandru Iliescu, ilegalist comunist, ceea ce îl făcea și pe Ion Iliescu patriot. Dar din ce perspectivă patriot? Bănuiesc că din perspectiva credinței comuniste.
Dinamica desfășurării evenimentelor din ultimele zile a fost fără egal. Nimeni nu se aștepta ca acest regim, care se vroia atot stăpânitor și atot ștept. Vinovatul principal este Ceaușescu. Acest om fără inimă, fără suflet, fără creier, fără rațiune, care nu voia să cedeze. Un fanatic care stăpânea cu metode medievale această țară și a ajuns până la această situație dramatică de a deschide foc, de a comanda foc împotriva oamenilor muncii acestor țări. Și avea nerușinarea să vorbească numele poporului, să vorbească numele suveranității și independenței naționale. Cine? El care a pus în pericol soarta acestei țări și a împins în mizerie poporul acestei țări? Precum vedeți, a fugit ca un nerușinat când a trebuit să dea socoteală în fața poporului. După care ne anunță că vorbise cu generalul Victor Atanasie Stănculescu, care a dat dispoziție ca trupele să se retragă în cazări. A făcut și un apel la unitățile securității și la securiști să se trezească în acest ultim ceas, să se lepede de această clică ordinară de trădători ai patriei. Nu Milea pe care l-a ucis. De unde știa Ion Iliescu că Vasile Milea se sinucisese sau fusese ucis? Nu știm, dar pare destul de hotărât. Prin acest discurs, Ion Iliescu a preluat puterea în România. Generalul Victor Atanasie Stănculescu este un personaj cheie al Revoluției din 1989. Generalul Stănculescu s-a născut la 10 mai 1928 în orașul Tecuci, într-o familie cu un venit modest, fiind încadrat într-o clasă socială care se află la baza societății. Din acest motiv a putut să urmeze cursurile liceului militar, iar din 1947 să devină elev al școlii militare de ofițeri de artilerie din Sibiu. De altfel, a făcut parte din prima promoție de ofițeri ai noului regim politic comunist. În 30 decembrie 1949, a primit gradul de locotenent. După 8 luni, era admis ca student al Academiei Militare, Facultatea de Artilerie, unde timp de 2 ani a urmat cursurile. În mod normal, într-o academie militară se intră când se ajunge la gradul de major. Însă, Victor Atanasie Stănculescu a reușit să ardă toate aceste etape, pentru că o să vedem pe parcursul acestui film că, în ceea ce îl privește pe Victor Atanasie Stănculescu, cariera sa a fost una de excepție, atât în timpul comunismului, cât și în anii care au urmat căderii lui Nicolae Ceaușescu. O posibilă explicație este că Victor Atanasie Stănculescu s-a aflat întotdeauna de partea corectă a baricadei. A fost un om devotat comunismului, după care a fost un om devotat Revoluției. Ca să înțelegem mai bine atenția care a fost acordată lui Victor Atanasie Stănculescu, haideți să vedem gradele și anii în care a fost avansat. Toate, repet, toate, fiind primite ca recompense excepționale. Deci, cum vă spuneam, locotenent în 1949, locotenent major în 52, capitan în 52, la doar 15 zile după ce primise gradul de locotenent major, major în 53, la doar un an de la gradul de capitan, locotenent colonel în 1957, colonel în 1960, general major în 1968, general locotenent și general colonel făcut în 28 decembrie 1989 prin decret special al Consiliului Frontului Salvării Naționale. Trecut în rezervă cu grad de general de armată la 13 mai 1991. În 2007 s-a întors de unde a plecat, fiind degradat la gradul de soldat. De altfel, toate aceste grade au fost însoțite și de funcții importante. A devenit locțiitor al șefului Marului Stat Major și adjunct al Ministrului Apărării Naționale în perioada 1981-1986. Între 1986 și 1989 a fost prim adjunct al Ministrului Apărării Naționale, Vasile Milea. Era deja în nomenclatura CC al PCR încă din anul 1981. Explicația avansărilor la excepțional rezidă și din protecția pe care i-a acordat-o Elena Ceaușescu și a unei colaborări pe care a avut-o cu securitatea. De altfel, documentele publicate ulterior evenimentelor din 1989 scot în evidență atragerea lui Victor Atanasie Stănculescu la o colaborare cu organele de securitate la scurt timp după ce a devenit ofițer. Atragerea sa în colaborare a fost efectuată de ofițerul Constantin Nuță, care mai târziu va ajunge general, șef al Direcției de Contrainformații Militare din Securitate,
adjunct al ministrului de interne și șef al Inspectoratului General al Miliției. Ar mai fi de adăugat că generalul Constantin Nuță, deci cel care l-a recrutat pe Victor Atanasie Stănculescu, în 22 decembrie 1989 a fost una din cele două persoane care s-a prăbușit cu elicopterul doborât de o rachetă a armatei. În acele zile, ministrul armatei era generalul Victor Atanasie Stănculescu. Din 1980, Victor Atanasie Stănculescu era văzut aproape zilnic în clădirea CC al PCR, cel mai adesea la cabinetul numărul 2, în care lucra Elena Ceaușescu. Era primit fără stabilirea programări. Uneori intra chiar și la cabinetul 1, cel în care lucra Nicolae Ceaușescu. Mai vreți un exemplu? În condițiile în care, încă din 1988, toate concediile în exteriorul României fuseseră suspendate, în 1989, în vara anului 1989, a existat o singură excepție. Victor Atanasie Stănculescu. Unde a plecat Victor Atanasie Stănculescu? La lacul Balaton, în Ungaria, cu consimțământul generalului Vasile Milea, ministrul apărării. Acolo se pare că a avut discuții generalul locotenent Ferenc Carpati, șeful marelui stat major al armatei ungare. Este același personaj, Ferenc Carpati, care în 22 decembrie 1989 l-a apelat telefonic pe generalul Ștefan Gușă, șeful marelui stat major al armatei române, pentru a-i spune că este gata de veni cu trupe în sprijinul Revoluției. Potrivit informațiilor deținute de securitate în acea vreme, la întâlnirea de la Balaton au mai participat și alte personaje, cum ar fi șeful GRU, Serviciul de Informații al Armatei Sovietice, care avea responsabilități în zona țărilor est-europene. În data de 17 decembrie 1989, având funcția de ministru adjunct al Apărării Naționale, a fost trimis de superiorul său, generalul Vasile Milea, la Timișoara pentru a reprima Revoluția. Ceaușescu era foarte mulțumit de activitatea sa și, așa cum vă spuneam, avea încredere în el. Pe lângă relația specială pe care o avea cu Elena Ceaușescu, era extrem de apropiat și de generalul Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, care activa în Ministerul Apărării Naționale. De altfel, încrederea familiei Ceaușescu s-a văzut și în faptul că Victor Atanasie Stănculescu a fost numit comandant militar unic al Timișoarei. Văzând ce se întâmplă acolo și având în mod cert informații despre ceea ce avea să urmeze, în noaptea de 21 spre 22 decembrie s-a dus la Spitalul Militar din București, unde l-a rugat pe comandantul spitalului, un bun prieten, să-i pună piciorul în gips. Ceaușescu a insistat să vină la sediul Comitetului Central. Și acolo, Victor Atanasie Stănculescu a fost numit ministrul Apărării Naționale în locul lui Vasile Milea, despre care s-a spus că s-a sinucis în jurul orei 9:30 dimineața pe 22 decembrie. Victor Atanasie Stănculescu este cel care comandă elicopterele care să vină să evacueze familia prezidențială de pe acoperișul Comitetului Central în 22 decembrie 1989, mai mult îl însoțește până la scara elicopterului. Acolo se spune că Elena Ceaușescu i-ar fi spus: Victoraș, să ai grijă de copii. Imediat, generalul Victor Atanasie Stănculescu a trecut de partea Revoluției și a transmis telefonic la ora 13:30 ordinul numărul 38, care prevedea următoarele. Unitățile militare de pe întreg teritoriul țării se retrag în cazărmi, în ordine și calm, fără a se lăsa provocate, dezarmate sau dispersate. Unitățile militare care sunt angajate în fața sediilor comitetelor județene de partid vor calma spiritele fără să tragă, după care se retrag în cazări. În unități se va organiza apărarea cazărmilor și a tuturor obiectivelor militare. Următoarea notă telefonică, numărul 39, se vor executa numai ordinele primite de la Ministrul Apărării Naționale. Militarii care asigură paza obiectivelor să poarte pe brațul stâng banderola tricoloră. O piruetă interesantă care l-a transformat, așa cum vă spuneam, în omul care îi va preda puterea lui Ion Iliescu aproape intactă. Generalul Victor Atanasie Stănculescu a devenit membru în Consiliul Frontului Salvării Naționale și a avut un rol important în organizarea procesului și execuția soților Ceaușescu în 25 decembrie 1989. Tot despre Victor Atanasie Stănculescu se spune că este cel care a declanșat și coordonat atacul așa zisilor teroriști, care a început imediat după execuția soților Ceaușescu, în speranța că va face uitată prestația unităților militare
la Timișoara și București. În 28 decembrie 1989, Victor Atanase Stănculescu a fost numit prin decretul CFSN în funcția de ministru al Economiei Naționale, iar la 16 februarie va fi eliberat din această funcție, fiind numit ministru al Apărării Naționale, unde îl înlocuiește pe generalul Nicolae Militar. Va deține această funcție până la 30 aprilie 1991. În mai 1991, Victor Atanasie Stănculescu a fost înaintrat în gradul de general de armată și trecut în rezervă. În 1997, Victor Atanasie Stănculescu a fost trimis în judecată pentru participarea la reprimarea Revoluției la Timișoara, iar în 1999 a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru omor deosebit de grav. În anul 2007 a fost reconfirmată hotărârea de condamnare, iar în anul 2008, Curtea Supremă de Justiție a respins definitiv recursul. N-a fost singura dramă din viața generalului Stănculescu. Căsătorit cu Elena Stănculescu, care avea o fică, în data de 21 decembrie 2003, soția sa, în vârstă de 68 de ani, s-a sinucis, aruncându-se de la etajul 2 al imobilului în care locuia. În mai 2014, după ispășirea a doar 5 ani din cei 15 ani de închisoare la care fusese condamnat, Victor Atanase Stănculescu a fost eliberat condiționat. Pe vremea aceea, credeam în ideea socialismului cu față umană. Nu era vorba de schimbarea comunismului, ci de îmbunătățirea sistemului socialist. Din acest punct de vedere, Iliescu ni se părea omul potrivit, declara Silviu Brucan în 1994. În timpul evenimentelor din decembrie 1989, Silviu Brucan părea un alt emanat al Revoluției Române, prea puțin cunoscând că încă din 1966, securitatea ceruse deschiderea unei acțiuni informative asupra sa. Motivul? Interceptarea a 3 scrisori cu conținut dușmănos, expediată din București către Statele Unite, semnate Irving Sutton, în care ataca politica Republicii Socialiste România în problema minorității evreiești. Dar până în acel moment, să vedem cine era de fapt Silviu Brucan. Susținător al creării Partidului Comunist Român, Silviu Brucan ajunge ambasador în Statele Unite în 1955 și reprezentant al Organizației Națiunilor Unite între 1959-1962. În acest timp, Brucan își creează legături cu ofițeri de informații ai mai multor state. În perioada anilor 1960-1970, cea mai apropiată relație fiind cu Statele Unite și Anglia. Interesat de problemele sociale, Brucan a scris o lucrare privind sociologia relațiilor internaționale în Statele Unite. În urma publicării acestei lucrări, Brucan începe să fie invitat de către americani la diferite conferințe ce aveau ca temă principală democrația, toate cheltuielile fiind susținute de americani. Datorită acestor legături, în anul 1987, Aristotel Stamatoiu susține că Silviu Brucan avea legături cu Institutul de Studii privind Securitatea Est-Vest din New York, institut care era folosit drept acoperire a unor activități ale CIA pe linie de dezinformare și propagandă în favoarea ideilor diversioniste ale administrației SUA. Această informație a fost confirmată și de un fost ofițer de informații externe. Pentru activitatea sa, Silviu Brucan era remunerat lunar de către american cu $400-500. Anul 1989 l-a găsit pe Silviu Brucan în postura celui care avea condeiul în mână privind restructurarea sistemului socialist din România. La data de 11.03.1989, ambasadorul olandez a fost vizitat de Silviu Brucan între orele 8.25-9.30 la reședința sa. Obișnuia să îl viziteze aproape în fiecare săptămână, sâmbătă sau duminica, în același interval orar. De asemenea, la data de 3.04.1989, adjunctul șefului misiunii de la Ambasada Statelor Unite i-a cerut lui Brucan să se întâlnească la prânz. De asemenea, pe 1.06.1989, ambasadorul american însoțit de consilierul politic au cerut să-l întâlnească pe Brucan. Telefonul dat în data de 10.03.1989, orele 20.47 la BBC Londra, l-au făcut pe Brucan să devină unul dintre susținătorii fățiși ai înlăturării lui Ceaușescu de la putere. Această acțiune este cunoscută și sub numele de Scrisoarea celor 6. Înainte de vizita din SUA din vara anului 1988, Brucan ar fi informat CIA-ul cu privire la pregătirea unei scrisori care urma să ajungă la șeful statului. După ce s-a întors din SUA, s-a întâlnit în luna ianuarie 1989 în Parcul Herăstrău cu Gheorghe Apostol, ocazie cu care l-a informat că s-a constituit un grup care pregătește această scrisoare, acțiune ce trebuia să rămână secretă. Operațiunile tehnice erau realizate de o persoană pe care o cunoștea doar Gheorghe Apostol. Pe 21 martie 1989,
În cadrul unei anchete realizate de securitate, Silviu Brucan recunoaște că a avut discuții cu Gheorghe Apostol și Alexandru Bărlădeanu despre redactarea unei scrisori. La doar o lună mai târziu, Gheorghe Apostol declară securității că Silviu Brucan este un trădător de patrie, care furnizează informații economice și politice unor diplomați spioni americani, englezi și olandezi. În dosarul său de urmărire informativă nu apare vreo informație despre o posibilă legătură cu Uniunea Sovietică. Generalul de brigadă Aurel Rogojan susține că dosarul lui Brucan era păstrat de ofițerul din serviciul contraspionaj SUA, care îl urmărea pe Brucan după ce devenise actor principal al unei acțiuni KGB, CIA, MI6. Supoziția unor foști ofițeri de contraspionaj este că acest dosar ar fi fost folosit pentru șantajarea lui Brucan pentru a nu înclina balanța în favoarea KGB, adaugă generalul de brigadă. Decembrie 1989 îl găsește pe Silviu Brucan în rândurile noii puteri, fiind prezent la ședința de constituire a Frontului Salvării Naționale, unde îi readuce aminte lui Ion Iliescu că trebuie să spui ceva despre marea trădare a lui Nicolae Ceaușescu. De asemenea, se speculează că tot Brucan este cel care l-ar fi introdus pe Adrian Sârbu în sediul Comitetului Central pentru a filma desfășurarea evenimentelor. În după amiaza zilei de 22 decembrie, Brucan se prezintă la sediul televiziunii unde ține un discurs scurt în care susține că trebuie asigurată trecerea de la dictatură la democrație și că este nevoie de un guvern care să asigure conducerea și administrarea țării până când vor avea loc alegeri libere. Fiind deja un membru important al noii conduceri, Brucan participă și la instituirea Tribunalului Militar Excepțional, care urma să-i judece pe soții Ceaușescu. Mihail Montanu, membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale, a declarat în 2017 că inițiatorul acestei acțiuni ar fi fost chiar Silviu Brucan. Petre Roman susținea în 1994 că Silviu Brucan era un om ascultat, Ion Iliescu având o colaborare destul de strânsă cu acesta. De asemenea, Gheorghe Rațiu, șeful Direcției I-a a Departamentului Securității Statului, declara că Ion Iliescu era în permanență sub influența lui Silviu Brucan, afirmând că cei doi au fost nedespărțiți pe parcursul evenimentelor. Cu toate că a fost membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale pentru o perioadă de doar două luni, fiind considerat ideologul noii puteri, având control inclusiv asupra presei, lucru pe care l-a considerat relevant, datorită fostei sale funcții de director general al radioteleviziunii române, Silviu Brucan a reușit ca în acele zile fierbinți de decembrie să contribuie la înlăturarea lui Ceaușescu de la putere și la susținerea noului președinte, Ion Iliescu. Tudor Postelnicu, ministrul de interne care l-a trădat pe Nicolae Ceaușescu. Unul din cei mai apropiați oameni ai regimului comunist și ai grupului din jurul lui Nicolae Ceaușescu era Tudor Postelnicu, ministru de interne și șeful de facto al securității. Ceea ce se știe mult mai puțin este că în 17 decembrie 1989, Tudor Postelnicu, ministru de interne, a încălcat un ordin dat direct de Nicolae Ceaușescu. Astfel, în ședința CPX din acea zi, ca urmare a informațiilor primite de la securitate, Nicolae Ceaușescu a dat ordin să fie închise imediat toate granițele, inclusiv micul trafic de frontieră. Iată un fragment din stenograma ședinței CPX din 17 decembrie. Tovarășul Nicolae Ceaușescu: am dat de altfel indicația să întrerupă orice activitate de turism. Nu trebuie să mai vină niciun turist din străinătate, pentru că toți s-au transformat în agenți de spionaj. De asemenea, să se întrerupă micul trafic de frontieră imediat. Am dat ordin la Ministerul de Interne, dar trebuie chemați și cei de la turism imediat, iar locurile neocupate să fie date la cetățenii români. Nici din țările socialiste să nu mai vină, în afară de Coreea de Nord, China și din Cuba. Pentru că toate țările socialiste nu îl prezintă încredere. Cei din țările socialiste vecine sunt trimiși ca agenți. Întrerupem orice activitate de turism. La toate județele se va declara stare de alarmă. Unitățile militare, ale Ministerului de Interne, ale securității, sunt în stare de alarmă. Să dăm la teleconferință indicația ca să se ia toate măsurile față de care orice încercare
pentru că trebuie să apărăm independența patriei și a socialismului împotriva oricăruia, indiferent cine este. Așa a glăsuit Nicolae Ceaușescu în ședința CPEX. Deci lucrurile erau foarte clare. Granițele României socialiste trebuiau închise. Și Nicolae Ceaușescu chiar a crezut că așa se va întâmpla. Numai că Tudor Postelnicu, ministru de interne, considerat un cerber al cabinetului 1 și 2, avea să procedeze cu totul altfel. Inițial, ordinul a fost transmis în conformitate cu cele hotărâte de Nicolae Ceaușescu. Granița cu RSS era închise, numai că la miezul nopții a apărut o nouă dispoziție. Generalul major Aron Bondrea, șeful Direcției pentru Pașapoarte, Evidență Străin și Controlul Trecerii Frontierei, sau PCTF, cum se numea înainte de 1989, a transmis un ordin din partea ministrului de interne, Tudor Postelnicu, de deschiderea graniței cu RSS. După cum au relatat martori oculari, explicația furnizată de generalul Aron Bordea a fost aceea că Nicolae Ceaușescu se pripise și că măsura sa putea irita marele vecin de la răsărit, menționând că se sfătuise cu Elena Ceaușescu, care își dăduse acordul. O decizie cel puțin ciudată, dar a cărei motivație, acum după 30 de ani, o putem bănui. Era vorba de faptul că în acele zile trebuiau să intre, dar mai ales să iasă, celebrii turiști sovietici. Întrebându-l pe generalul Aurel Rogojan despre acest moment în cartea Puterea Umbrei, mi-a dat un răspuns stupefiant. Cred că a fost misiunea vieții lui, mi-a spus, referindu-se la gestul lui Tudor Postelnicu. Aceasta a fost istoria, sau dacă vreți, una din istoriile care au transformat regimul Ceaușescu într-o clădire care se prăbușea. Pe 22 decembrie, la orele 12:09, Nicolae și Elena Ceaușescu decolau de pe acoperișul sediului Comitetului Central al PCR la bordul elicopterului marca Dauphin 356 pilotat de Vasile Maluțan. Alături le erau doi colaboratori loiali, Emil Bobu și Manea Mănescu, copilotul Mihai Ștefan, mecanicul Stelian Drăgoi și doi ofițeri de la Direcția 5 a Securității, majorul Florian Raț, care l-a înlocuit pe aghiotantul de serviciu al lui Nicolae Ceaușescu, Vasile Tălpeanu, ce dispăruse, și capitanul Marian Rusu, aghiotantul Elenei Ceaușescu. Elicopterul a fost chemat de Tălpeanu la ordinul personal al lui Nicolae Ceaușescu. Potrivit copilotului Mihai Ștefan, Nicolae Ceaușescu era speriat. Elena ținea capul jos și n-a scos un sunet în elicopterul supraîncărcat care avea și o balustradă în față. La prima încercare de decolare nu a vrut să se ridice. Maluțan a forțat motoarele și a reușit să treacă de balustradă, după care a virat stânga și a picat în jur de 20 de metri. Aeronava, cu o capacitate de 7 locuri, avea 9 persoane la bord și a fost la un pas să se prăbușească chiar pe Bulevardul Magheru. Prima oprire a fost la vila de protocol de la Snagov, unde Manea Mănescu și Emil Bobu au fost dați jos. Mănescu i-a sărutat mâinile lui Nicolae Ceaușescu. Timp de 40 de minute, dictatorii au căutat un loc de scăpare, luând în considerare Dolj, Olt, Dâmbovița, Argeș și Tulcea. Nici o bază nu i-a primit. S-au îndreptat spre Pitești. Din vila de protocol, Nicolae Ceaușescu a urcat în elicopter cu o plasă de alimente, un strugure, câteva mere și o franzelă. Imediat după decolare, piloții au fost înștiințați că spațiul aerian al României a fost închis. Ceaușescu a ordonat să nu transmită localizarea, apoi au fost reperați. Maluțan s-a sucit către Ceaușescu și i-a zis: suntem reperați radar și vom fi pulverizați în 1-2 minute. Atunci Ceaușescu a făcut semn să aterizeze. Au aterizat la 50 de metri de șosea, lângă localitatea Boteni, unde unul dintre aghiotanți au oprit o mașină, la ocazie. Ceaușescu l-a chemat pe Maluțan să-și ia la revedere și i-a spus să nu dea poziția unde i-a lăsat. Totuși, piloții au luat legătura cu punctul de comandă și au raportat ce s-a întâmplat și unde i-au lăsat. Vasile Maluțan și Ștefan Mihai au fost avansați în grad și au continuat să piloteze aeronavele statului. Colonelul Maluțan a murit 5 ani mai târziu, prăbușit într-o vie. Comandorul Ștefan Mihai s-a pensionat în 2005. Era ora 13:30 când ceaușeștii au abandonat elicopterul. Ofițerii de securitate au oprit o Dacia roșie cu numărul 4B2646 a medicului Nicolae Deca, căruia Ceaușescu i-a zis: a fost lovitură de stat, organizez rezistența la Târgoviște.
În Comuna Văcărești, doctorul Deca a spus că Dacia are probleme tehnice. Soții Ceaușescu și unul dintre ofițerii de securitate au continuat drumul de la ora 14 și 15 minute cu Dacia neagră cu numărul 4 Dâmbovița 3005 a unui alt cetățean găsit pe drum, Nicolae Petrișor. Pe la orele 15 au ajuns la fabrica de oțeluri speciale din Târgoviște, apoi la Centrul pentru Protecția Plantelor, aflat la 5 km de Târgoviște, de unde au fost preluați de milițienii major Ion Enache, sergent major Constantin Paisie și șofer plutonier Andrei Osman. Era ora 15 și 30 de minute. S-au îndreptat spre sediul miliției din oraș, care a fost între timp ocupat de revoluționari, așa că într-o mașină radar au fugit spre localitatea Rățoaia. Au stat ascunși lângă o pădure până la lăsarea întunericului, când au revenit la sediul miliției județene. Era ora 17 și 50 de minute. Acolo, soții Ceaușescu au fost arestați și percheziționați de revoluționarii conduși de Ilie Știrbescu. La orele 18 și 10 minute, sub escorta a doi ofițeri de armată, Ion Mareș și Ion Țecu, al locțiitorului comandatului securității județene, colonelul Dinu, care a condus mașina Aro, și plutonierului de miliție Constantin Paisie, au fost transportați la garnizoarea din Târgoviște, unitățile militare 01378 și 01417. Comandantul garnizoanei, Andrei Chemenici, într-un interviu acordat ziarului Jurnalul Național pe 23 martie 2009, povestea: m-am dus la ei cam la o oră după ce au fost aduși în unitate. M-am prezentat și m-au întrebat cui mă subordonez, comandantului armatei. Și mai cui? Ministrului Apărării Naționale. Care ministru? Păi, tovarășul Ceaușescu, nici eu nu mai știu la gălăgia care e în București. I-am spus că în documentele mele scrie că atunci când ministrul Apărării Naționale nu poate să-și exercite funcțiile, locul îl ia șeful Marelui Stat Major, care era generalul Gușă. Cum mă? Ăla pe care l-am trimis la Timișoara și nu a rezolvat problema? Ăla e cu rușii. Așa scriu actele, dar eu nu am vorbit cu el deloc. Și cu cine ai vorbit? Vă informez că ordinele care se dau comandanților de armată sunt date de generalul Militaru. Ceaușescu a zis că ăsta e spion sovietic, e caghebist, că l-a scos afară din armată. Mie mi s-a spus de generalul Militaru că toate problemele dumneavoastră vor fi soluționate de generalul Stănculescu. Atunci Ceaușescu și-a pus mâna pe mâna mea și a zis: să știi că ăsta e ministrul tău. Eu azi dimineață la 10 l-am numit în locul lui Milea, care a trădat. E bine, numai ordinele lui să le asculți. Și s-a bucurat mult când a auzit că eu execut ordinele lui Stănculescu. Unitatea militară a fost amenințată de mai multe ori prin telefon că va fi atacată. În practică însă, militarii care asigurau apărarea au fost confruntați numai cu niște simulatoare electronice montate în apropierea unității. Aceste simulatoare emiteau efecte sonore și vizuale, imitând focuri și rafale de arme automate la care s-a răspuns prin foc real, executat cu armele de infanterie din dotare. Pentru că situația era foarte încordată, ceaușeștii au fost urcați într-un tab pentru a le asigura siguranța, dar și pentru a se preveni o posibilă tentativă de eliberare.